Bună seara! Repet rugămintea aceea permanentă de a se închide telefoanele și să vă spun două, trei vorbe cum mă gândesc să deruleze această lansare de carte. Vor vorbi întâi câteva dintre personalitățile prezente aici, după care aș vrea să creăm un dialog cu cei din sală, pentru că există această posibilitate de a-i pune întrebări direct lui Iurie Roșca, o personalitate complexă și un om care are chiar multe de spus și mai multe de răspuns. Bun. Pentru mine Iurie Roșca este în primul rând a fost o legendă, să spunem, o legendă, pentru că în anii 90 era acel tânăr care se bătea cu Imperiul, se bătea cu un regim care avea noi impresia că încearcă să ne rupă în continuare de destinul nostru. Atunci a apărut acel tânăr bărbos care n-avea teamă de nimic și care mergea în mediile cele mai de avantgardă de după Revoluția Română. Iurie a rămas la fel, mulți s-au schimbat însă. Adică a rămas același spirit altruist, același om gata de sacrificiu, descris foarte bine de acest citat care mă obsedează și care l-a plasat el în carte: poetul este fericit să atârne în lama de cuțit. Iurie nu e deocamdată poet, dar cine știe, nu e timpul trecut. Și el, în schimb, ca ziarist, ca om de atitudine, chiar îi place să atârne în lama de cuțit. Iurie Roșca, așa cum bine știți, este politic, este om politic, este om de stat, de fapt, pentru că interesul lui de grup, interesul partinic, este mărunt față de bătălia pe care o dă pentru stat. Care stat? Acum urmează să aflăm, poate și la sfârșitul acestei întâlniri. Este, pentru mine însă, este un mare ziarist, un foarte mare ziarist. De aceea și îndemnul meu de a avea această carte, de a o cumpăra, nu o citiți neapărat acum dintr-o răsuflare, pentru că e greu de citit, chiar și pentru cineva care îi cunoaște opera, cum este, mă rog, cazul meu, dar este o carte care poate deschide ochii și care poate să vă ajute să vă puneți întrebările corecte. Pentru că asta este esența, până la urmă, a unui demers de presă, aceea de a te face pe tine să îți pui întrebări. Tu trebuie să intri în acea dialectică care îți poate aduce, un salt, o creștere. Cartea în sine, sigur că va naște multe controverse, pentru că pune probleme contra curentului, contra mainstream-ului. Este o alcătuire din mai multe articole, de-aia am și rămas surprins când am citit o reacție a unui fost coleg de-al meu din Parlament și fost prieten de baricade al lui Iurie Roșca și care vorbea de imiștiunea serviciilor ruse și nu știu ce. Nu, e vorba de articole publicate în timp de Iurie Roșca, deci care au apărut în spațiu public, au fost discutate, analizate, nu este nimic nou. Este însă o culegere foarte bine făcută care cuprinde, are o primă parte care mă interesează pe mine în primul rând, pentru că aici sunt articole de forță, cele mai bine scrise, bogate în idei, bogate în... Mă rog, el este un om bogat în cultură, în cultura scrisului. Este un om formidabil din acest punct de vedere. Și este un om care, un ziarist care, obiectiv și corect fiind, are o mare calitate. O mare calitate extrem, extrem de rară, și anume evită tonurile de gri. El chiar se definește ca, pornind de la exemplul lui Eminescu, un Eminescu care a despicat totdeauna răul de bine, adică albul de negru, nu a folosit aceste tonuri ambigue, a avut și a susținut părerile deschis până la capăt. Chiar el, uite, ca să-l citez aici, modelul unui Eminescu pentru mine contează. Scrisul lui e categoric, hotărât, necruțător, iremediabil. Așa este și Iurie Roșca. Ăsta este modelul. Eu chiar îi spuneam, zic, măi, tu ești pentru mine un fel de Constantin Stere, cumva la un pol opus. Adică Stere, vă aduceți aminte, pentru cei care cunosc istoria, în perioada de neutralitate și înainte chiar de această perioadă, deci înainte de 1914,
Stări a militat pentru o alianță cu Germania împotriva tuturor opiniilor politicienilor pentru a se uni cu Basarabia. Ei bine, Iurie Roșca vrea binele României și al Basarabiei, al Moldovei, chiar făcând o alianță împotriva mainstream-ului actual, împotriva variantei pe care toți politicienii la ora actuală o susțin, și anume apropierea de, mă rog, apropierea, subordonarea totală față de Statele Unite și față de Uniunea Europeană. Iurie Roșca vine cu varianta alternativă. Și aici apare un capitol extrem de important al cărții, în care el susține că acest dușman, cum îl numește el, eu n-aș spune dușman, aici am o mică controversă cu el, n-aș folosi acest cuvânt de limba turcă, ci aș folosi mai curând pericol, mi se pare mai potrivit, dar el consideră că dușmanul principal este această America, nu ca stat, ci prin ceea ce transmite. După aceea, alternativa, singura alternativă pe care el o vede, alternativă viabilă, este o apropiere de modelul rus, modelul statului rus, ca o alternativă la ceea ce înseamnă ruperea de tradiții, ca o alternativă la ceea ce înseamnă ruperea de fundamentul nostru, care este, în opinia lui Iurie Roșca, creștinismul. Creștinismul ortodox, care este călcat în picioare, într-adevăr, de invazia modelului venit de peste ocean. În fine, o ultimă parte a lucrării sale este dedicată relațiilor româno-moldovene, celor două state. Aici am tendința de a mă întreba dacă nu cumva Vlaga avea dreptate când spunea că limba română este prea săracă pentru a defini anumite noțiuni de filozofie. Și aici mă gândesc dacă nu cumva noțiunea de națiune, noțiunea de neam, noțiunea de popor sunt prea sărace aceste paradigme fiecare pentru a defini ce înseamnă cele două entități, Moldova și România. Ce sunt ele de fapt? Sunt două popoare? Este același popor și sunt două națiuni? Este același neam împărțit de un destin? Greu de spus și, sincer, nu mă încumet să dau un răspuns. Iurie Roșca are niște răspunsuri aici și le va formula el cu siguranța și cu acea fermitate a sa, dar nu pot să spun că pentru mine răspunsurile lui sau ideile lui sunt suficiente. N-au cum să fie. Fiecare avea dreptul să le judecăm, dar sigur sunt niște opinii, niște ipoteze pe care dânsul le exprimă și le și argumentează. Deci ultimele 4-5 articole, nu, din carte, acel capitol al relațiilor dintre România și Moldova, sunt într-adevăr incitante și astea într-adevăr vor crea foarte, foarte multe discuții. Însă Iurie Roșca trebuie reținut un fapt, că indiferent ce s-ar spune și s-ar minți în general despre el, este un om de bună credință. Și în general veți observa că tocmai oamenii de bună credință sunt cei mai atacați, cei mai blamați. De ce? Pentru că își fac loc în lup, sus și rezistă acolo, oamenii de rea credință și mecheri. Și atunci, odată ce un om apare acolo și încearcă binele, acela o pățește. Și avem aici în față vreo două exemple în acest sens. Loviturile sunt necruțătoare. Loviturile chiar sunt necruțătoare. Da, bun, Iurie, eu cam atât aș vrea să spun. Acum, încă o dată repet, veți descoperi această carte citind-o, veți descoperi un autor de excepție și o carte pe care chiar eu zic că nu merită să o ratați. Pentru că se află aici în primul rând, aș vrea să-i dau cuvântul lui Adrian Severin, în primul rând, domnului ministru, domnului vicepreședinte al Parlamentului European și nu în ultimul rând, marelui diplomat, care mai nou ne-a uimit pe toți prin niște explicații foarte interesante apropo de relația cu Estul prin intermediul unui fost ambasador american. Foarte interesant și mă bucur că a făcut acele texte.
Până atunci vreau să mai, dacă îmi permiți, lui, aș vrea să îmi exprim, nu știu, o nedumerire și o rugăminte pentru autoritățile române de a lămuri cât mai repede întâmplarea de ieri cu acel om de cultură rus, nu pot să-l numesc om de știință, care a fost întors de la vamă fără niciun fel de explicație, expulzat din România pentru că venea să prezinte niște teorii pe care le mai publicase. Nu sunt așa cum se spunea, că spunea că dacii s-ar trage din slav sau din altceva, nici pomenală, nu merge până acolo. Vorbește de niște origini iraniene, dar stau să mă gândesc, oare autoritățile române care l-au expulzat, oare ele ce-au făcut pentru daci? Cum i-au apărat ele pe daci? De s-au supărat pe un rus care nu avea nicio obligație față de dacii noștri. Pe de altă parte, stau să mă întreb dacă ajungem să expulzăm oameni de cultură. Omul e un poet, de fapt, nu e niciun fel de savant, a scris greșit. Este un poet care în timpul liber s-a apucat și a studiat niște tăblițe vechi, a făcut niște cercetări și a scos niște lucrări. E dreptul lui, așa cum e dreptul nostru să fim aici sau să scriem pe un blog sau să scoatem o carte. Ei bine, pentru asta am ajuns noi să expulzăm oameni pentru că vin să își prezinte o lucrare? Adică unde ajungem? Nu cumva ne întoarcem într-o perioadă în care anumite cărți erau arse? Hai să iadem și cărțile lui Iorga sau lui Nebu Giuvaia, care vorbea de originea cumană a basarabilor. Hai să mai facem niște demersuri de genul ăsta, dacă tot am luat-o pe panta asta nebună. Da, asta am vrut să vă spun. Domnule ministru, vă rog să... Domnule, nu-mi dă asta acolo? Vă rog.